Ninsoarea abundentă din ultimele zile a dat de furcă nu numai angajaților firmei de dezăpezire, cât și cetățenilor ce locuiesc la curte. Încă de sâmbătă de dimineață, de când județul nostru a intrat sub incidența codului portocaliu de nisor și viscol, oamenii își curăță curțile și spațiul din fața imobilelor chiar și de 2-3 ori pe zi. Nu puține sunt cazurile în care traficul este îngreunat din cauza mormanelor de zăpadă. Ca de fiecare dată, municipalitatea are grijă să rezolve astfel de probleme prin informarea populației cu privire la obligațiile pe care le au. Ordonanța de urgență numărul 21 din 2002 a guvernului îi obligă pe proprietar să își curețe singur suprafețele din fața imobilelor. Tot legea mai prevede faptul că nimeni nu are voie să lase zăpada pe domeniul public. Chiar dacă afară ninge, abundeni giurgiuvenii nu s-au dat deoparte de la munca dezăpezirii din fața gospodăriilor proprii. Putem observa cum fiecare trotuar nu există casă în care giurgiuvenii să nu fi dat zăpada, dar se pare că, din păcate, nimeni nu respectă legea în totalitate, atâta timp cât atât zăpada din curte, cât și cea din fața casei este lăsată pe domeniul public. Chiar dacă actul legislativ îi obligă pe oameni să închirieze utilaje pe banii proprii ca să ridice zăpada, proprietarii spun că banii pe care îi iau abia le ajung pentru mâncare. Lăsați zăpada aici, în fața porții? Aici nu, dau la părți. Dar legea spune că nu aveți voie să o lăsați pe domeniul public. Păi da, unde să o dăm? Unde vreți să o pun? La lege spune că trebuie să angajați pe cineva cu transport să vină să o ia de aici. Dau și eu mai așa un pic și nu, o dau aici, nu o dau în stradă. În stradă nu o dau, o dau aici, pe total, nu o dau în stradă. Ați început să dați zăpada? Nițeloși. Și unde puneți zăpada? Păi, uite, costă așa, acolo, pe aici, de în curte așa. Cetățenii au obligația totodată să îndepărteze țurțurii formați în urma topirii zăpezii, aceștia reprezentând un pericol pentru trecători, în situația în care strașina casei se află la stradă. Până în prezent, majoritatea gospodăriilor de pe raza municipiului Giurgiu au respectat rigorile legii privind curățarea și dezăpezirea trotuarelor din fața caselor.